județului Hunedoara declar deschisă ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al municipiului Lupeni, ales la data de 27 septembrie 2020. Pentru început, vă rog să-mi îngăduiți să vă transmit un călduros salut și să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră în aceste funcții de mare răspundere și demnitate. La alegerile locale pentru autoritățile administrației publice locale din 27 septembrie 2020, în municipiul Lupeni a fost ales un număr de 19 consilieri, fiind prezenți la ședință un număr de 19 consilieri. Din documentele prezentate se constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 116 alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin încheierea civilă numărul 5077/CC/12/10/2020 a judecătoriei Petroșani. Așa, fiind validate un număr de 19 mandate de consilier local, mai mare decât primul număr, natural strict, mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Local, stabilit potrivit articolului 112 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv minimul de 11. La ceremonie participă în calitate de invitat domnul Lucian Marius Răzmăriță, primarul ales la data de 27 septembrie 2020, precum și alți invitați. Scopul ședinței este constituirea Consiliului Local al municipiului Lupeni, urmare a alegerilor publice locale, autorităților publice locale din 27 ianuarie 2020. Lucrările ședinței de constituire, în conformitate cu articolul 116 alineatul 4 din OUG 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate. Astfel, din datele puse la dispoziție, rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Turbulescu Ion, născut la 13.11.1957, pe care îl invităm la prezidiu. Iar cei mai tineri consilieri aleși sunt domnii Cordea Dorin, născut la data de 21.08.1990 și Suba Adrian Areș, născut la data de 25.02.1988. Având în vedere că domnii consilieri au luat loc la presidiu, vă invit să începem ședința și vă mulțumesc. În primul rând vă spun bună ziua, stimați invitați, stimați colegi, bună ziua domnule subprefect, domnule primar. Pe proiectul ordinii de zi al ședinței de astăzi este următorul punct. Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, a căror mandate au fost validate de judecătorie, și punctul 2, depunerea jurământului de către primarul municipiului Lupeni, domnul Lucian Marius Răzmăriță. Loc aleși locali, ai căror mandate au fost validate, să voteze ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotriva. Abțineri. În urma votului proiectului ordinii de zi a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Trecem la punctul de înscriere pe ordinea de zi. Invit consilierii locali declarați aleși, a căror mandate au fost validate, să depună potrivit articolului 117, aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019, să depună în jurământul. Permiteți-mi ca pentru clarificare și precizez procedura de depunere a jurământului. Jurământul se va depune în limba română,
nominal de către fiecare ales al cărui mandat a fost validat. Jurământul va fi citit de fiecare ales local, individual, ținând mâna stângă pe Constituție și pe Biblie. După citirea jurământului, se vor semna două exemplare a jurământului, unul fiind înmânat secretarului general, iar unul fiind păstrat de către consilierul local. Rog asistenții să se ridice în picioare în vederea depunerii jurământului de către aleșii locali. Dăm cuvântul domnului secretar pentru a citi sentința. Încheierea civilă numărul 5777/CCR-2020. Anunțată în ședință Camerei de Consiliu din data de 14.10.2020 de către judecătoria Petroșani. Pe rol se află soluționarea cauzei civile privind petentul biroul electoral de circunscripție electorală numărul 4, municipiul Lupeni, având ca obiect validare mandat. S-a făcut referatul cauză de către grevierul de ședință, după care instanța constată că s-a depus prin serviciul registratură al instanței la data de 13.10, de către secretarul general al municipiului Lupeni, actele solicitate. Deliberând asupra cererii, instanța dispune. Admite sesizarea formulată de biroul electoral de circunscripție electorală numărul 4, municipiul Lupeni, județul Hunedoara. Invalidează alegerea domnului Reznăriță Lucian Marius, membru al Partidului Social Democrat în funcția de consilier local al municipiului Lupeni, județul Hunedoara. Invalidează alegerea domnului Cristian Tenea Adrian, membru al Partidului Social Democrat în funcția de consilier al municipiului Lupeni, județul Hunedoara. Validează alegerea domnului Mesa Roșiacu Viorel, membru al Partidului Social Democrat în funcție de consilier local al municipiului Lupeni. Validează alegerea doamnei Cânteanu Vodică, membru al Partidului Social Democrat în funcție de consilier local al municipiului Lupeni. Validează alegerea domnului Maier Florin Alexandru, membru al Partidului Social Democrat în funcție de consilier local al municipiului Lupeni. Validează alegerea doamnei Cornea Anca Elena, membru al Partidului Social Democrat, în funcția de consilier local al municipiului Lupeni. Validează alegerea domnului Romoșan Ilie Adrian, membru al Partidului Social Democrat, în funcția de consilier local al municipiului Lupeni. Validează alegerea domnului Rad Marcel Daniel, membru al Partidului Social Democrat, în funcția de consilier local al municipiului Lupeni. Validează alegerea doamnei Cazacu Mihaela, membru al Partidului Social Democrat, în funcția de consilier local al municipiului Lupeni. Validează alegerea domnului Luca Deac Adrian Romeo, membru al Partidului Social Democrat în funcție de consilier local al municipiului Lupeni. Validează alegerea doamnei Bucur Aurelia, membru al Partidului Social Democrat în funcție de consilier local al municipiului Lupeni. Validează alegerea domnului Corpa din Sorin Adrian, membru al Partidului Social Democrat în funcție de consilier local al municipiului Lupeni. Validează alegerea domnului Năsălean Ioan Lucian, membru al Partidului Social Democrat în funcția de consilier local al municipiului Lupeni. Validează alegerea domnului Părtulescu Ioan, membru al Partidului Social Democrat în funcția de consilier local al municipiului Lupeni. Validează alegerea domnului Cordea Dorin, membru al Partidului Social Democrat în funcția de consilier local al municipiului Lupeni. Validează alegerea domnului Bulgaru Florin Titi, membru al Partidului Social Democrat în funcția de consilier local al municipiului Lupeni. Validează alegerea domnului Roșu Ioan Cristian, membru al Partidului Național Liberal în funcția de consilier local al municipiului Lupeni. Validează alegerea domnului Florănesc Gheorghe Adrian, membru al Partidului Național Liberal în funcția de consilier local al municipiului Lupeni. Validează alegerea doamnei Burlac Panița, membru al Partidului Național Liberal în funcția de consilier local al municipiului Lupeni. Validează alegerea domnului Suba Adrian Rareș, membru al Partidului Social Democrat în funcția de consilier local al municipiului Lupeni. Validează alegerea domnului Gorgan Alin, membru al Partidului Social Democrat în funcția de consilier local al municipiului Lupeni. Pronunțat azi, 14.10.2020, pusă la dispoziția părților prin mijlocirea grevei instanței. Și acum, vă rog, dăm citire nominal consilierul local pentru a depune jurământul. Invit nominal pe fiecare ales local să se prezinte la pupitru pentru a depune jurământul. După cum urmează, Bucur Aurelia.
se pregătește Bulgarul Florin. Subsemnata Bucur Aurelia, consilier cadrul Consiliului Local al Municipiului Lupești Hunedoara, în conformitate cu prevederea articolului 117, inovația de urgență a Guvernului 57/2019, privind votul administrativ de pun în fața Consiliului Local al Municipiului Lupești, următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în putere de spricerea mea pentru bine locuitorul Municipiului Lupești. Așa să merge Dumnezeu, consilier Bucur Aurelia. Și vă rugăm să veniți aici mai în față, pe scaun, ca să fiți aproape. Subsemnatul Bulgarul Florin Titi, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Lupeni, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Lupeni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează doamna Curtean Rodica. Subsemnata Bruna Florința, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Lupeni, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 din ordonanță de urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ, depun în fața Consiliului Local al Municipiului Lupeni următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Lupeni. Așa se merge pe Dumnezeu. Consilier Bruna Florința. Îmi cer scuze dacă vocea nu mi-a tremurat foarte tare. Nu. Tocmai el nu se poate. Foarte corect. Jurământ. Subsemnata Burlacu Anița, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Lupeni, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ depun în fața Consiliului Local al Municipiului Lupeni următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului Municipiului Lupeni. Așa să-mi ajute Dumnezeu, consilier Burlacu Anița. Vă mulțumesc, domnule. Urmează doamna Curtean Rodica și se pregătește Cortea Alba Elena. Semnata Câmpean Rodica, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Lupeni, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, depun în fața Consiliului Local al Municipiului Lupeni următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Lupeni. Așa să ne ajute Dumnezeu, consilier Câmpean Rodica. Urmează
Jurământ. Subsemnata Cortea Anca Elena, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Lupeni, județul Hunedoara, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Lupeni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Consilier Cortea Anca Elena. Subsemnata Cazacu Mihaela, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Lupeni, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Lupeni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează corpul acest Dorin Adrian și se pregătește Cordea Dorin. Subsemnatul Corpadi Sorin Adrian, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Lupeni, județul Hunedoara, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Lupeni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează Florinesc Gheorghe Adrian. Bună ziua! Subsemnatul Cordea Dorin, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Lupeni, județul Hunedoara, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în putere și în priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Lupeni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează Florinesc Gheorghe Adrian și se pregătește Gorgan Ali. Subsemnatul Florinesc Gheorghe Adrian, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Lupeni, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, primind codul administrativ de pun în fața Consiliului Local al Municipiului Lupeni, următorul jurământ: jur să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Lupeni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamne. Se pregătește Lupe Adrian Adrian Romeo. Subsemnatul Gorgan Alin, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Lupeni, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor în Municipiului Lupeni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează Lupe Adrian Adrian Romeo și se pregătește domnul Nesare Iacob Fiorel. Bună ziua! Subsemnatul Lupe Adrian Adrian Romeo, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Lupeni, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Lupeni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează domnul Mesăroșchia Cuptiorel și se pregătește Maier Florin Alexandru. Thank you.
Subsemnatul Mesaro și Iacov Virel, în calitate de consilier local al municipiului Lupeni, județul Medoara. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și perceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Lupeni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Consilier Mesaro și Iacov Virel. Urmează Maia Florin Alexandru și se pregătește Năsărean Ioan Lucian. Bună ziua tuturor! Subsemnatul Maia Florin Alexandru, consilier în cadrul Consiliului Local al municipiului Lupeni, depun următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Lupeni. Așa să-mi ajute bunul Dumnezeu. Urmează Năsărean Ioan Lucian și se pregătește Pâlbuloiesc cu Ion. Bună ziua! Subsemnatul Năsălean Ioan Lucian, consilier în cadrul Consiliului Local al municipiului Lupeni. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Lupeni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Consilier Năsălean Ioan Lucian. Urmează Pâlbulescu Ion și se pregătește Romoșan Ihie Adrian. Subsemnatul Pârbulescu Ion, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Lupeni, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 per 2019, privind codul administrativ depun în fața Consiliului Local al Municipiului Lupeni, următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Lupeni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Consilier Pârbulescu Ion. Adrian, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Lupeni, județul Hunedoara, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Lupeni. Așa să-mi ajute Dumnezeu, consilier Romoșan Ilie Adrian. Urmează Raf Marcel și se pregătește domnul Roșu Ioan Cristian. Bună ziua, domnilor și domnilor! Subsemnatul Rad Marcel, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Lupeni, județul Hunedoara, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Lupeni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Consilier Rad Marcel. Urmează Roșu Ioan Cristian și se pregătește Suba Adrian Rareș. Subsemnatul Roșu Ioan Cristian, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Lupeni, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, prin codul administrativ, depun în fața Consiliului Local al Municipiului Lupeni următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Lupeni. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Subsemnatul sub Adrian Raici, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Lupeni, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și pricepele mea pentru binele locuitorilor Municipiului Lupeni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Consilier sub Adrian Raici. Și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Lupeni. Așa să-mi ajute Dumnezeu, Lucian Rezmeriță, primarul municipiului Lupeni. Doamne ajută să fac cu bună credință. Domnului Lucian Marius Răzmeriță faptul oficial și a început cel de-al doilea mandat de primar al municipiului Lupeni. Să felicitări! Și acum dăm cuvântul secretarului general care prezintă o situație, următoarea o situație. Ca urmare a ședinței de astăzi, vă pot aduce la cunoștință că cele 19 mandate de consilier local, câte concur Consiliul Local al Municipiului Lupeni, au fost validate, iar cei 19 consilieri au depus jurământ. Nu avem cazuri de refuz să depună jurământ, sau absențe motivate sau nemotivate. În continuare, în 4 ani, va trebui să vă exercitați mandatul de consilier cu bună credință și cu respectarea legislației în domeniul care este vastă. Trebuie, în mod deosebit, să avem grijă la incompatibilități și la conflicte de interese. În acest sens, legea 161/2003, dar și codul administrativ, prevăd toate incompatibilitățile și conflictele de interese de care va trebui să ne ferim. În rest, toată legislația cu care veți lucra nu va fi pusă la dispoziție în timp util.
Cam acestea am putut să vă spun. Urmează să ne întâlnim într-o altă ședință la care să alegem comisiile de specialitate ale Consiliului Local și să vorbim mai departe, așa cum trebuie, ca un Consiliu valid. După ce ordinul prefectului va consimți acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumim mult și acum am marea rugăminte de a-l invita pe domnul prefect să ne transmită un mesaj din partea dânsului, din partea prefectului, din partea guvernului. Mulțumesc, doamnă primar, pentru că am omis să dăm un activ la venitul de mine. Iată că astăzi se pornește un ciclu pentru următorii 4 ani. Un ciclu cu multe provocări pentru dumneavoastră și comunitatea care v-a desemnat, cum spuneam, demnitarii ale legiunilor pentru rânduirea lucrurilor și progres în această zonă care și așa a fost destul de vitregită de-a lungul timpului. Vis-a-vis de ce spunea domnul secretar, ordinul prefectului se va emite în dimineață, deci de mâine oficial Consiliul Local și domnul primar Spencer va putea funcționa în continuare a celui care a fost și pe această cale mulțumesc celor care au fost vechiul Consiliu, consilierilor locali, pentru că de principiu și în general vorbind nu am avut niciun fel de probleme de legalitate cu primăria municipiului Lupeni. Aș vrea foarte mult să vă aplecați în următoarea etapă spre a deschide atragerea de fonduri europene aici. Știu că am demarat o serie de proiecte, știu că unele sunt implementate, altele sunt în curs. Asta e șansa noastră în continuare a României, a județului nostru, a municipiului Lupeni. Atragerea de fonduri, proiecte, cât mai multe, pentru că și așa bugetul țării a fost subțiat destul de mult de această pandemie care încă planează asupra noastră și, cum vedeți, lucrurile cresc exponențial. Ca urmare și cheltuielile în domeniul sănătății și dumneavoastră aveți la spital, suport COVID foarte bun. Nu știu dacă doamna manager a reușit să ajungă la felicitarea doamna manager. Asta ne așteaptă în continuare. Proiecte, afaceri de bani europeni, digitalizare, pentru că cetățeanul, în această perioadă, din martie, încoace, a început să lucreze pe aparatură media, da? Telefoane, tablete, laptopuri. E o interfață cu autoritățile și nu mă refer strict la primărie, cu toate autoritățile, o interfață facilă, comodă, și în deplină siguranță. De aceea și sistemul dumneavoastră de lucru ar trebui să fie modernizat cât mai repede ca cetățenii să fie mulțumiți și să vă aprecieze în continuare. Cam astea ar fi principale idei. Eu vă doresc atât din partea domnului prefect, cât și din partea mea personal, putere de muncă, sănătate și cât mai multe proiecte ca oamenii să vină în Valea Jiului, să vină în Lupeni, să se stabilească aici și să dezvoltă cât mai multe. Eu vă mulțumesc și mulțumesc. Acum aș dori să îi invit la microfon, să zicem așa, pe cei care au fost consilieri dintre 4 ani de zile. Văd că avem numai 2 din vechea gardă aici prezenți în partea stânga mea, dintre domnul Benedict, avem pe domnul Luche, care vreau să te mulțumesc pentru activitatea pe care au depus în această perioadă de timp, domnul Marcu, care este omul de bază al nostru tuturor, și ar vrea să ne transmiteți un mesaj din partea dumneavoastră. Domnul Marcu, vă rog, da. Sunteți veteranul dumneavoastră al nostru. Vă mulțumesc
mi-ați dat cuvântul, domnul primar, și așa aveam de gând să spun câteva vorbe legate de activitatea de consilier, care a fost foarte îndelungată la mine și poate și la alții câțiva membri care au activat în Consiliul Local, iar 5 legislaturi au fost și au trecut. Deci totul e trecător, așa că trebuie depus eforturi deosebite pentru realizarea în momentul respectiv a problemelor și a sarcinilor care ne stau în față. Avem niște sarcini deosebite în perioada care urmează, spunea și domnul prefect Ajun, legat de fondurile europene și m-aș lega mai mult de treaba de reabilitarea fațadelor la blocuri, care va fi o problemă deosebită în viitor, dezvoltarea economică a orașului prin atragerea de investitori, noi investitori, pentru a localiza forța de muncă aici, pentru a da oamenilor posibilitatea să-și ridice nivelul de viață, nivelul de trai, tineretul să nu mai plece peste graniță, tineretul să rămână la noi, să ne ajute. A fost o perioadă lungă, deci dacă punem și legislaturile din regimul trecut, ar mai fi încă 6 la mine, deci 11. Stafeta e lungă. M-am născut în 41 și sunt în Valea Jurului din 58 și toată muncă de administrație care mi-a plăcut și care mi-a adus niște recompense morale, recompense materiale destul de frumoase și aia vă doresc și dumneavoastră, să aveți cât mai lungă activitatea de consilier, cât mai rodnică, cât mai fructuoasă. Și ca să fac o glumă, s-a muncit foarte mult în campanie electorală, puteam ține și o adunare de partid aici, USD-ul, din 19, suntem 16, deci nu vă să supără domnilor la Partidul Liberal. Am făcut o glumă, dar care e bună. Deci trebuie să acționăm în continuare. Și vă transmit mult succes, multă sănătate și multă voință să ajutați pe domnul primar, care are niște idei formidabile pentru dezvoltarea orașului, pe domnul vice, pe domnul secretar, pe cei care sunt în aparatul primărie, ca să ridicăm nivelul urbanistic al municipiului nostru la cel mai înalt nivel. Și, bineînțeles, cu ocazia asta, probabil, fuge și COVID-ul ăsta de noi și nu mai vine în Lupen. Vă mulțumesc și vă urez numai bine și sănătate! Bună ziua tuturor! În slujba comunității, cam de 50 de ani, în slujba după Revoluție de 30 de ani, în slujba comunității mai întotdeauna comunității maghiare, în special, unde am participat. N-aș vorbi despre mine, aș vorbi mai mult despre viitorii consilieri. Vă doresc multă putere de muncă și aș dori din tot sufletul, măcar atâta să face și dumneavoastră cât am făcut eu și echipa mea, sau echipa mea și eu, tocmai făcusem acum un bilanț. În ultimul 8 ani am făcut 186 de evenimente, 100% au făcut și alții, dar nu știam eu. Aici au fost evenimente culturale, au fost mai multe feluri de evenimente. Și în ultimele 2 ani de zile, mulțumită domnului primar, pe care îl felicit și știți că am sprijinit pe dumneavoastră în acest campanie electorală, având în vedere că în ultimele 2 ani, 3 ani, dânsul ne-a ajutat pe noi, special comunitatea maghiară. Până alții comentau că de ce trebuie ajutați și minoritățile naționale, vă spun de ce, din cauza că sunt și ei plătitori de impozite, sunt și ei oameni și cetățeni al locului, și sunt probabil și băștinași al locului, și împreună cu comunitatea maghiară, comunitatea română, știți că s-a simțit întotdeauna foarte bine.
În ultimii 10 ani am simțit o altfel de viață în Lupen, cel puțin. Funcționa în Lupen, cel puțin, cum să spun, vecinătatea. Deci ce se întâmplă? Comunitatea maghiară vine din mai multe locuri al țării, special din Ardeal. Și când s-a mutat aici, de exemplu, într-un bloc, s-a mutat, de exemplu, în drumul cu domnul Pârgulescu. Domnul Pârgulescu cunoștea unde era berăria, dânsul fundus prima dată acolo, și s-a legat o prietenie între ei. Niciodată n-am avut conflicte, n-am avut probleme, încercăm să supraviețuim cu școli, cu biserici și așa mai departe. Eu personal, ca și om, n-am pierdut timp. Probabil au pierdut comunitatea maghiară, că nu are reprezentare în Consiliu. Știe domnul primar și toți consilierii, că niciodată n-am cercut prea mult. Dar cel puțin am avut o loce acolo. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu știu nici eu. Probabil știu, dar nu vreau să vă spun și dumneavoastră. Ideea este că vă doresc un succes. Sper că vin la dumneavoastră să mă primiți așa cum am primit pe toți dintre dumneavoastră. Și știți și ultimele cadou care am dat, evaluare numică, nu am dat comunității maghiare, ci am dat tuturor oamenilor care stă în lume, mai ales bine. Domnul primar, am predat un cadou de spus. Inclusiv băști. Că asta este acum la modă. Am predat primăriei. Și mulțumesc pentru tot. Pentru toți cei care ați fost spune. Nu, eu nu mă retrag acum, nu mă credeți că dacă nu sunt consilier împreună cu dumneavoastră, mă retrag din activitate. Nici eu, nici colegii mei. O să restartăm totul, o să fie totul altfel, dar se vede anul ăsta că este totul altfel. Acum un an nu eram cu măștile pe față și poate chiar pe ce am greile pe alții au pus două măști pe față și ce vrea lui pentru francii. Domnul primar, din Cața vă dorește toate cele bune, au zis că o să vină și în scris. Dorește colaborarea mai departe cu primirea. Mulțumesc tuturor, domnul secretar, domnul vice, domnul primar, toți care am lucrat împreună. Doresc mult succes. Dacă aveți nevoie de sfaturile mele, dacă pot să vă ajut cu ceva, cu ce m-am redat. Și totuși, erau acolo, în fața microfonului, toți ați zis ceva. Așa să mă ajută Dumnezeu. Vedeți că e un cuvânt foarte mare. Cuvântul atât de mare e, că Dumnezeu întotdeauna arată drumul, dar dacă cumva cuvântul ăla în șel, s-ar putea undeva să vădă. Așa că, cu succes. Dumnezeu tuturor, eu nu mă dădea cuvinte de spus, dar nu am prin cântece să spun. Vreau să felicit pe domnul primar, domnul vice, domnul secretar, domnul prefect, pe tuturor consilierii care sunteți în nou mandat. Am avut o colaborare frumoasă cu dumneavoastră și pe care asta vă mulțumesc. Vă doresc în continuare tuturor care sunteți consilieri să aveți realizări frumoase, să țineți aproape, să fiți uniți, să facem cât mai multe pentru orașul nostru. Mulțumesc, felicitări și... Între consilierii cei noi, dacă dorește cineva să ia cuvântul, doamna Rodica, cum te-am. Domnul primar, așa un paradox, consilier nou și consilier vechi. Ce să spun? Deși este... Pentru a patra oară, când am lucrat într-un jurământ, emoțiile au fost la fel de mari, ca și prima dată. E într-adevăr un moment plin de încălzitură emoțională. Bucuria mea este, în momentul în care mă uit la actuala echipă de consilieri, faptul că este o echipă tânără. O echipă tânără cu mult și mult potențial, multă putere de muncă, o altă viziune, un argument care demonstrează tinerețea acestui.
sedeți și vă uit acolo la masă. Am doi moșelei, sunt foarte care am avut la reuniță, domnul primar, domnul consilier, domnul Borgea. Avem o echipă cât se poate de tânără și de frumoasă. Mă rog că mai suntem așa cât se va mai învârstă ca să echilibrăm un pic balanța. Eu vreau să-i felicit și vreau să le reamintesc și lor și mie. Cetățenii acestui oraș ne-au investit cu o responsabilitate mare, foarte mare. În momentul în care ne-au dat votul lor, ne-au investit cu încrederea lor, cu așteptările lor. De așa manieră va trebui să acționăm, să nu-i dezamăgim. Tot ceea ce am promis că vom realiza în campania electorală, la sfârșitul mandatului, și acum fruntea sus, să putem spune, într-adevăr, stimați concetățeni, nu v-am dezamăgit. Vreau să felicit pe domnul primar. Un primar tânăr, un primar cu mult potențial, cu o viziune deosebită. De fiecare dată când vedeam ce fonduri se accesează, ce lucrări se demandează. Foarte multe idei și de multe ori am întrebat, am multe sine idei, dar acum se vede, când se vede, în momentul în care nu vede în localitate, se vede schimbarea, se vede în ceea ce s-a construit, în ceea ce s-a investit. Eu zic că și noi oameni, parcă suntem altfel, în momentul în care trăiești într-un mediu frumos, eu zic că atunci automat și sufletul tău se transformă și devii un om frumos. Vrem să vă mulțumim pentru faptul că, datorită noastră, datorită celor care am fost în mandatul trecut, am reușit să avem un frumos. Să revenim niște oameni mult mai frumoși, cum așa am fost în România, să vă urez multă putere de muncă, să puteți să continuați tot ceea ce ați și să preparați și alte proiecte care să ne surprindeți la toți. Vă mulțumesc și noastră și colegilor mei și eu aș vrea, în primul rând, să le mulțumesc cetățenilor municipiului Mugăieni, că au ieșit într-un număr atât de mare la vot. Vreau să le mulțumesc pentru faptul că au încredere în mine și au încredere în echipa pe care eu o am. Vreau să le mulțumesc și pentru votul care l-a votat celorlalte partide, pentru că este important și pentru acesta și le mulțumesc și pentru acest lucru. Vreau să le mulțumesc în mod deosebit mediului de afaceri pe care îl avem și aici prezent, în mică parte dintre, deoarece nu am putut să invităm prea mulți oameni din care ne permite legea. Vreau să mulțumesc în mod deosebit spitalului și doamnei manager și întregii echipe de conducere pe care o avem acolo, fiindcă sunt niște eroi ai noștri, ai tuturor, fiindcă reușesc să facă în aceste momente grele niște chestiuni foarte importante pentru cetățeni. Au tratat deja sute de oameni de acest COVID, poate chiar mai mult de sute de oameni în această perioadă de timp. Îi felicit, vreau să le mulțumesc instituțiilor școlare care sunt foarte bine organizate și au conduceri foarte bine pregătite și foarte bune și vreau să se înțeleagă că toate fondurile europene pe care am reușit să le accesez pentru școli, am făcut împreună cu fiecare director și cu fiecare profesor din instituțiile școlare pe care le avem pe raza municipiului Lupeni. Vreau să mulțumesc de asemenea instituțiilor statului care mai sunt aici prezente, de la poliție, de la jandarmerie, de la alte instituții pompieri și alte instituții pe care noi le mai avem. Să le mulțumesc foarte mult preoților din municipiul Lupeni, deoarece fac în așa fel încât reușesc să adune oameni într-un loc și fac în așa fel încât credința noastră în Dumnezeu să crească în fiecare zi și reușim să trimitem acești copii frumoși pe care îi avem la biserică și la școli. Vreau să o felicit pe doamna Rodica Cristiană în mulți de video, deoarece are grijă de cei doi băieții mei care sunt și aici prezent. Văd că cel mic când au zis pe doamna Rodica când vorbește, a fost foarte agitat deoarece el știa că trebuie să fie ordonat în bancă și acum nu știu ce s-a întâmplat. Vreau să le mulțumesc cetățenilor pentru faptul că au încredere în mine, că au încredere în echipa mea și așa cum am spus-o și acum 3 ani de zile aici, unde sunt acum,
Am spus că tot ceea ce am promis în acea campanie acum 3 ani de zile, am reușit să facem toate acele lucruri și am reușit să facem mult mai multe lucruri decât am promis la vremea respectivă și vreau să vă transmit și dumneavoastră, să transmit și cetățenilor că vom face în așa fel încât obiectivele pe care mi le-am propus în campanie electorală împreună cu dumneavoastră să se realizeze 100% și mai mult decât atât. Vreau să le mulțumesc că foștilor consilieri au fost niște oameni foarte implicați, oameni deosebiți, oameni care au muncit alături de mine, foarte mulți dintre ei. Cu ajutorul lor am reușit să trecem proiectele frumoase pe care le-am avut. Și acum dumneavoastră vreau să vă doresc că 4 ani de zile plin de muncă, plin de realizări, plin de momente în care să reușim să facem în așa fel încât să fim prezenți, să reușim să facem în așa fel încât să venim cu idei bune, să găsim acte de finanțare, să găsim idei bune pentru a putea să nu dezamăgim oameni. Oamenii au avut încredere în noi, în ceea ce înseamnă un procent record în România de 80%, este aproximativ 80% și noi trebuie să facem în așa fel încât să nu dezamăgim, trebuie să facem în așa fel încât pentru un om politic, cel mai important lucru, să știți, este acela de a-i păstra pe oameni alături, de a-i păstra pe oameni în așa fel încât să aibă aceeași încredere în care, pe care o au astăzi noi și peste 4 ani de zile. Așa cum am spus și acum 3 ani de zile aici, am pus o poziție, să spunem așa, sub formă de glumă, să stea liniștiți că în aceste alegeri vom avea undeva la peste 75% și acest lucru s-a întâmplat și trebuie să-i transmitem și acum, împreună cu mine și împreună cu dumneavoastră, să stea liniștiți că vom face în așa fel încât ne vom păstra cu siguranță acest procent, fiindcă vom munci zi de zi, vom face în așa fel încât vom reuși să atragem sume foarte mari în municipiul Ruben pentru a putea să-l dezvoltăm. Vreau să mulțumesc prefecturii, să mulțumesc domnului subprefect pentru colaborarea bună pe care am avut-o în această perioadă de timp, de când dânsul este și cealaltă anterioară. Vreau să felicit Consiliul Județean, deoarece este un consiliu care este de partea noastră și cu siguranță vom reuși să încheiem parteneriate foarte bune în ceea ce înseamnă dezvoltarea acelor locuri unde ei au voie să investească. Vreau să mulțumesc echipei de la primărie, deoarece avem o echipă și am reușit să-i mobilizez și am reușit să facem în așa fel încât să dăm performanță. Lucrul acesta ne-am dorit și la școală, lucrul acesta ne-am dorit și în viața de zi cu zi, să facem în așa fel încât performanța să fie cea care să primeze. Și cu ajutorul bunului Dumnezeu, cu ajutorul dumneavoastră consilierilor, cu ajutorul dumneavoastră consilierilor care a spus, și cu ajutorul cetățenilor, cu deosebit, vom reuși cu siguranță să facem aceste lucruri bune pentru comunitatea noastră. Doamne ajută să ne auzim cu bine și o să facem în așa fel încât am uitat, vreau să mulțumesc foarte mult și presii care este aici alături de noi și care a făcut în așa fel încât de fiecare dată proiectele pe care le-am avut să fie transmise cetățenilor pentru a fi cunoscute într-un număr cât mai mare și vreau să mulțumesc în mod deosebit întregii echipei PSD care a fost alături de mine, care este o echipă frumoasă, echipă închegată și în primul rând este o echipă care își dorește binele acestei comunități. Vă mulțumesc foarte mult, Doamne ajută! Procedurii și conform regulamentului în vigoare a legilor și a ordonanțelor de urgență și ce au mai apărut, vă rog frumos, vă invit în foaie pentru a servi un pahar de șampanie, dar bineînțeles respectând tot ceea ce înseamnă din punct de vedere legal. Mulțumesc mult și Doamne ajută să ne auzim!